Deci aici e incompatibilitatea. Ba mai mult, vorbeam de interesele lui. Nu era, nu pot să spun că sunt interese personale. Știți, de când era dumneavoastră profesor, că între noi și școala generală era o veche rivalitate. Ea s-a menținut de-a lungul decenilor, pot să spun. Un frecuș neapărat, nu o rivalitate. Da. Poate că în perioada până prin anii 90-95 era o rivalitate care era pozitivă, era stimulativă. După anul 95 ea a căzut în altă extremă, chiar în invidie, în frustrări și așa mai departe. Părea mea că domnul Rugină, care nu-l suspectez că nu ține foarte mult la școala lui, dovadă că a băgat asta bani doar în școala lui. Ce principial nu-i rău, e bine că s-a făcut ceva. Dar, până la urmă, da. A ținut să fie și în Consiliul Administrației al Liceului și la Școala Generală, pentru că acolo se validează, se supun la vot planul de școlarizare. El avea o veche durere privind clasa 5-a. Știți că de vreo 20 de ani, Liceul Dr. Victor Gomoiu, cu aprobarea Ministerului, a luat clasa 5-a și la noi avem un rând de clase la 5-8 care funcționează de 20 de ani. Sigur că cei mai buni elevi vin la liceu, pentru că au cursuri de dimineață, pentru că au condiții mai bune, pentru că au profesori care predau la liceu și au alt nivel de pregătire, să spunem, cu scuzele de rigoare, părinții doresc mai mult liceu, elevii cei mai buni pleacă la liceu. De aici vin elevii olimpici ai liceului Dr. și așa mai departe. Sigur că dorința lui era de mai mulți ani ca să, dacă ajunge primar, chiar spunea în campanie că ne ia clasa 5-a. Ei, a votat în Consiliul Administrației Liceului să ia clasa 5-a, în urmă cu 3 ani. Având majoritate largă în Consiliul Local Vânjumare, deși votul era consultativ, Consiliul Local a votat cu ochii închiși să ne ia clasa 5-a. Domnule profesor, cei din Vânjumare știu foarte bine și părinții elevilor care terminau clasa 4-a în 2013. Păi a trebuit să lupt luni de zile cu ministerul să iau aprobările ca să nu pierdem clasele de gimnaziu. Eu m-am ocupat personal de treaba asta și este o mică victorie în fața lui Georgescu, al lui Rugină și a clanului care m-au dat 4 ani afară din Consiliu. Puțină lume știe treaba asta. Datorită mie, clasele de gimnaziu există la liceu în continuare din 2013. Iată că avea interes. Alt da. Interes. Acolo se avizează, spuneam, nu numai planul de școlarizare. Dacă apar locuri de muncă, se fac noi angajeri. Și așa, când apar, și așa mai departe. Dacă Georgescu și Rugina au promis locuri de muncă, investiții și așa mai departe, ei au venit cu foarte multe obligații la primărie. Și trebuia să dea din oamenii afară, de la școală, de la liceu, în speță, ca să angajeze pe ei lor. Au încercat să facă abuz și e cunoscut cazul Cârstea, cu foarte mari demersuri. Dacă nu eram în Consiliul de Administrație, în anul 2013-2014, Cârstea nu mai era dat afară din serviciu, își pierdea un serviciu. Le-am explicat că nu e legal ceea ce fac. Și au venit reprezentanții ministerului și le-am explicat și lor. Dar actualul fost inspector din minister, Neacșu, mi se pare acum prefectul de Olt al PSD-ului. Vorbeam cu morile de vânde și cunoșteam persoana respectivă. Nici nu avea ce să caute acolo un astfel de personaj. Deci iată că au fost multe lucruri care s-au întâmplat, în afară de faptul că la liceu Vânjumare ne-au ținut la limita de subzistență, în afară de apă, canal, curent și bursele elevilor care erau obligatorii. N-au dat un leu. În toamna trecută au dat ceva să facem, să reparăm acoperișul din clădirea veche a liceului. L-au făcut pe tot pe structura veche, fără să facă o reabilitare cum trebuie. L-au mai schimbat niște lănteți, au pus o polată și aia e. Când s-a pus prima ploaie, ploua prin tavane. Deci, nu, este ca la cutremur, să zic așa, sau ca la un dezastru arată școala bombardată, iar Rugină, Georgescu și toți nici nu calcă pe acolo. Și mă repet, îmi cer scuze. La deschiderea anului școlar, niciun reprezentant al autorității locale n-a fost la deschiderea anului școlar. O lipsă totală de respect față de noi. Era profesor. Vă întreb și eu, la rândul meu, cred că nu vă era dor de ei. De ce nu ne-a fost dor de ei? Dar nici nu vreau
nici colegii mei cred că nu dorea să-i vadă. Practic, ei au... Altceva voiam să vă întreb. În chestia asta cu incompatibilitatea primarului de la Vânjumare, se spune că a fost în același timp și în Consiliul de Administrație de la liceu. Păi de asta vorbeam. Păi, despre liceu. Spuneați că la școala generală a... aprobat investițiile, a dat bani. Aprobat investițiile. Așa, aici, de ce? Acum, eu nu am dovezi și date. Dacă ajung primar, poate pot să vă dau atunci niște detalii. Eu sunt curios ce firma, dacă nu cumva aceeași firma a făcut toate lucrările de acolo. Cum s-au făcut licitațiile? Că sunt multe întrebări pe care oamenii și le... Nu putea... să aibă și față de liceu? Pentru că tot era în Consiliul de Administrație. Păi asta, frustrările lui și invidia aici s-au dovedit. Și faptul că a fost ea clasa 5-a. Deci eu vă dădui câteva exemple. Nu vi se pare că e totuși o miză prea mică treaba asta cu clasa 5-a? Pentru el, da. Era o miză aproape personală. Că și ca director, cu mai mulți ani în urmă, n-a putut să stopeze plecarea copiilor de clasa 4 la liceu. Auziți, altceva, ieșim puțin din sfera asta, da. Din sfera asta puțin, dar rămânem oarecum. De ce, de-a lungul atâtor ani, nu s-a găsit o variantă de unificare a școlii generale cu liceu? Cum s-a petrecut prin alte părți? Ca prefect în perioada... Administrativ vorbind. Ca prefect în perioada 2000-2004. Eu l-am sprijinit, era directorul școlii, chiar l-am ajutat să rămână director, că știți cum sunt chestiunile respective. A fostul meu elev, am ținut să rămână director. Știu. Soția lui am luat-o și am angajat-o la primărie, eu, pe doamna Rugină. Mă rog, vreau să spun că nu este singurul gest pe care l-am făcut față de foștii mei elevi. Și mă așteptam să aibă alt comportament față de școala unde i-au învățat. Deci spun că a fost pur și simplu o răfoială care a continuat și lui a convenit. Și acum a continuat în aceeași linie. Numai că a fost fătuit prost cu intenția a făcut să meargă în Consiliul de Administrație. Asta e tot ce... Eu mă gândeam că unificarea administrativă a școlii generale și școlii gimnaziale, cum îi se spune acum, și a liceului din Vânjumare, rezolva foarte multe chestiuni și legate... În anul 2000-2004, ca să nu-mi pierd ideea, da? Am solicitat și am rugat să facă treaba asta. El s-a opus. A spus că nu dorește să facă unificarea școlilor. Și atunci a rămas așa. Și chiar mi-a spus că vrea să fie director. Păi vreau să-i spun acum că dacă pleacă din primărie, nici directorul nu poate să mai fie, că incompatibilitatea la anii acționează nu numai la primărie, și la școală, și la celelalte funcții publice, nu numai la primărie, timp de 3 ani. Așa că asta e. Și da, a dorit să fie acolo, să-și pună oamenii docili care execută ordine politice. Nouă, domnule profesor, ne-au pus 5 directori în 4 ani. Au căutat un director care să fie obedient, să le fie obedient. Și au schimbat până când au găsit sau au încercat să găsească. Acel director trebuia să ascundă toate lucrurile și să facă ce doresc ei. Așa au gândit administrația, fără lipsă de transparență. Și să-și bată joc de unitatea Fanion a Vânjului Mare. Pentru că acolo nu e în liceul Dr. Victor Gomoi, unde ați lucrat, nu este numai liceul Vânjului. Este al județului Mehedinț, al zonei de sud a județului Mehedinț și nu numai. Și din afară am avut și ale mele. Și este în plus un liceu cu destul de multe rezultate, care sub acest aspect al rezultatelor obținute de elevii săi, bate destul de multe licee de prin... Este exact. Elevii. Știți foarte bine, erați profesor acolo, cu ce mare greutate am 90, am făcut liceu teoretic și numai teoretic, câte demersuri am făcut, câte nopți n-am dormit împreună să facem treaba asta, cât efort a fost la inspectorul de școală, la Ministerul Educației din vremea respectivă. Am reușit împreună chestiunile astea și nu le pot. Eu sunt legat sufletește de acel liceu, pentru că 40 de ani sunt niște ani. Sunt niște ani, da. Iar ei au venit foarte mulți pe masă pusă, nu înțeleg tradiția școlii și așa mai departe. Da. Sincer, multe dintre lucrurile pe care dumneavoastră mi le-ați mărturisit în seara asta și data trecută, pe mine chiar mă uimesc și mă răscolesc oarecum.
Câteodată chiar aș vrea să le transmit în mod direct un, un sfat, dar și nu-mi place să dau sfaturi, un mesaj celor de la Vânjumare, pe mulți dintre dumnealor îi știu, îi prețuiesc, să lase deoparte chestiile astea, pentru că nu fac bine. Nu fac bine orașului și m-ar întrista, de pildă, ca odată cu trecerea timpului și Consiliul Local Vânjumare să devină un fel de teatru de război permanent, cum a fost cel de la Orșova sau cel de la Strehaia și așa mai departe. M-ar întrista, pentru că, repet, sunt mulți oameni pe care îi cunosc și pe care... Ca membru PNR, toate aceste lucruri mă întristează. Dar, în același timp, mă ambiționează foarte tare. Deci, trebuie să facem ceva și le explic la oameni în fiecare zi ca să scăpăm de această administrație catastrofală, proastă, de 8 ani a PSD-ului. Și să mergem pe niște lucruri care se pot face. Deci, să creăm locuri de muncă, să aducem investitori. Și Partidul Național Liberal asta dorește să facă în primul rând. Dacă la municipiul Drobeta, Turnul Severin, domnul senator Marius Bălu, domnul viceprimar Daniel Cârjan vor să creeze locuri de muncă și au un proiect, parc industrial, la Vânjumare acest proiect există. Trebuie să facem și noi demersurile ca studiul de fezabilitate în care e blocat de 8 ani de zile să meargă mai departe, să deblocăm parcul industrial. Noi avem terenuri, pot să vină investitori să beneficieze de aceste terenuri care, fiind vorba de parc industrial, pot să aducă locuri de muncă. În același timp, dacă PNL, Partidul Național Liberal, câștigă alegerile, aș vrea să vă spun că domnul președinte Virgil Popescu ar putea să fie un potențial ministru al economiei. Păi vreți să-l îndepărtați de aici, din județ? Ce vreți să-i faceți? Nu, dar eu așa îl văd. Îl ved mereu la televizor, la posturile centrale de televiziune. Cred că e tânăr, e foarte bine pregătit. Are experiență în Guvernul României, unde a mai fost. Și cred că ar fi un ministru foarte bun. Iar județul Medin s-ar avea numai de câștigat. Eu aș dori ca domnul viitor ministru Virgil Popescu să reintegreze județul Medin în harta economică a României. Asta îmi doresc eu. În același timp, aș vrea ca Mehedinți să devină o zonă exploatată din punct de vedere economic. Foarte mulți investitori au plecat. Și știți foarte bine de ce au plecat. Din cauza celui care se numește 50-50. Au venit și au plecat. Acum, acest 50-50... E mai mult o mentalitate decât... Este o mentalitate. Eu zic că gata, s-a terminat. Care temporar e ilustrată de... Mă rog, Partidul Național Liberal trebuie să facă o administrație transparentă, atât la nivel de județ, cât și în fiecare localitate. Și chiar primarii care sunt obedienți la această oră PSD-ului și care s-au transferat cu ordonanța 55 din 2014, trebuie să privească atent la aceste nuanțe. Mi se pare normal, este un moment extrem de important ca peste 2 luni la Medin să se întâmple ceva. Probabil că trebuie să se întâmple ce s-a întâmplat în urmă la legile prezidențiale, așa văd eu lucrurile. Iar la Vânjumare, asta spun și eu, trebuie să revenim la parcul industrial. Păi spuneați că s-au făcut nu știu câte serii de studii de fezabilitate și... Vi le-am prezentat, nu da. Le mai amintesc că sunt... Da, sunt... Vorbesc de teren. Unde e? În zona unității militare. La unitatea militară. Când eram prefect, am transferat de la Ministerul Apărării Naționale la Primăria Vânjumare 110 hectare de teren. 110 hectare, în zona unității militare care a fost dezafectată. Plus blocurile de locuințe care primăria le-a vândut celor care locuiau în ele. Le-a vândut. Adică au luat și bani. Deci în zona respectivă... Deci primăria a luat bani pe apartamentele de la unitatea militară? Da, pentru că... Păi nu aparțineau Ministerului Apărării Naționale? Le-am transferat. Le-ați transferat. Nu numai terenul. Deci nu numai terenul, ci și... Dar și blocurile. Am înțeles. Numai că aceste blocuri arată atât de rău sub administrația PSD-istă, le promit în fiecare mandat că fac ceva și i-au lăsat ca în tren. În sate există o mare problemă. Mergeam zilele trecute în satul Bucura. Știți ceva că știam?
ca să-i amețească, mai ales acum în pre-campanie, le aduc pământ roșu. Deci au cariere de piatră. Piatra o duc în alte locuri, pământul roșu îl pun pe ulițele satului, Bucura. În toată iarna aceștia au notat în noroi, n-au putut să iese de pe acolo cu mașini și cu toate astea. Sunt lucruri adevărate. Deci pământul ăla roșu, mocilos... Ce e argilă? Ce e? Da, e mai mult, da, exact așa. Și din cauza asta chiar îmi sugerau că să facem ceva. Poate cu timpul se solidifică și se transformă în asfalt, ca pe Aleea Crișan. Pe unde. Da, e bun de sobe. Da? Da, e bun la construcția sobelor. Deci, ce să vă spun, sunt foarte multe lucruri de făcut. Știți că la Vânju Mare s-au mers pe proiecte care au venit din ani în urmă, de la Băru sau la alt președinte de Consilii Județene. Georgescu practic n-a făcut nimic. Deci a asfaltat un drum la Traian care era pe proiect Marius Bălu, a asfaltat la fel la Oreve sau parțial ceva pe acolo ca să le ia fața. Stai, drumul la Traian nu era asfaltat. Eu parcă țin minte că era asfaltat drumul de la Traian. Era, ziceți... La care drum? Un drum la pădure? Da, erau drumurile care aduceau aminte de vechea Romă. Pe acolo se spune că trăgeau drumurile care mergeau la Pelendava. Da. Veneau la Traian, de unde denumirea localității, prin Orevița Mare. Se spune că pe acolo era, cum se spune, celebrul val al lui Traian. Exact, chiar descoperirea arheologice din zona Orevița Mare atestă, da, documentar urme ale civilizației romane de la acele vremuri. De, cu 2000 de ani în urmă vorbesc. Deci iată că i-a lăsat satele, au pus becuri, da, a făcut un lucru, au pus becuri, dar mai multe au încăierat, că n-au pus becuri de aceeași putere peste tot. Și n-au, le-au distribuit uniform la toate porțile, le-au pus aici, cum le-a venit lor, bine. Și oamenii sunt foarte supărați, că unii au lumină, fac și haz de necaz, spune că ne-au pus becuri ca să vedem gropile. Umorul tipic vânjenilor. Da, și spuneam că din 2008-2009 s-a derulat un proiect al SECOM-ului care viza introducerea rețelei de apă și canalizare la Vânju Mare. S-a terminat? Că am înțeles că este ceva incredibil ce se întâmplă. Primarul, în loc să urmărească lucrările, că altceva n-a... Ei, ba mai mult, ei și atribuie că ei au făcut și au dreptit, n-au făcut nimic. SECOM-ul era un proiect al SECOM-ului. Ei trebuia, într-adevăr, să stea zilnic acolo, să lucreze pe tronsoane. Au terminat aici să continue și așa mai departe. Tot Vânju l-a bombardat cu 7 firme care au luat sub întreprinderea lucrările și fiecare a făcut și a făcut de cap. În fiecare zi cade câte o mașină în canale, în șanțuri și așa mai departe. Practic rețeaua asta de apă e așezată pe locul ei acolo, nu? Dar nu s-a făcut, nu s-a făcut. Nu, rețeaua veche de apă și canalele le-au lăsat, au săpat pe lângă asta, aia o lasă. Și da, apoi doar transferă pe rețeaua nouă. Lucrează, părerea mea, nu, dar asta, rețeaua nouă, e terminată, nu? Nu, n-au, n-au finalizat aici lucrurile. Sunt alte nemulțumiri. Primarul Lugină, sunt foarte multe, sunt multe străzi care mi-au semnalat oamenii când am strâns semnături, care n-au le băgat apă și canalul. N-am fost prins în proiect. Și primarul Lugină, în loc să meargă la SECOM să se bată, să prindă și aceste străzi în proiect, i-au lăsat de izbeliște. Nu-l interesează. Ba mai mult, are și o anumită răutate. Oamenii care nu l-au votat în 2012, el îi cam știe, în special zona mea de electorat. Le spune să mergeți la Trancotă, că nu m-ați votat în 2012, cu referire directă la satul Nicolae Bălcescu. Și pe mine mă deranjează foarte tare treaba asta. Da, de ce? Stai. Mă deranjează pentru modul, eu dacă mă duc primar nu trebuie să fac treaba asta, spuneam mai devreme. Trebuie transparență, oamenii trebuie să se trateze egal, chiar dacă nu m-au votat. Era punctul lor de vedere, îl respect. Eu trebuie să-i ajut, că de-aia spus acolo. Deci nu ca să fac ilegalități, să-i tratez de sus sau îi, mai că nu-i bruschează de multe ori când vin în primărie. Deci ăsta e comportamentul lui Rugină. Da, ei, dacă ar... Acum nici eu nu-mi permis să le dau sfaturi sau lecții, dar fac o constatare. Prigonindu-vă în felul ăsta, nu vă fac decât un serviciu. Nu fac decât să vă crească, mă rog, cota electorală De două sau de trei ori mai mult. Domnul profesor, sunt realități. Toți cei care locuiesc în Vânju Mare poate să confirme că eu nu vreau la televizor să spune adevăruri. Deci sunt adevăruri. Deci, la fel a făcut și Mijaiche pe singurul lui mandat 2004-2008 al Alianței, da, când și-a pus joc de după aia a luat 5-700 de voturi, nu știu câte a luat pe fiind primar în funcție. Deci vă dați seama, și-a făcut interesele. Cum a făcut Mijaiche, mă repet, a făcut și Rugină. Sunt la
Indigo aproape cei doi primari. Ne apropiem de finalul emisiunii, domnule profesor. Dacă mai aveți ceva concret, ceva expres de comunicat electoratului dumneavoastră, celor care ne urmăresc în seara aceasta, aveți posibilitatea să o faceți. Eu vreau să le spun vâjenilor în primul rând și apoi merinițenilor că trebuie să aibă mare încredere în Partidul Național Liberal și în candidații săi. Chiar dacă aparent, PSD-ul are atâția primari și au făcut atâtea transferuri și în fotbal, nu totdeauna Steaua, dacă face transferul, câștigă meciurile. Știți foarte bine. Corect, corect. Așa și în politică, nu totdeauna. Eu am o mare speranță în actualul prefect, căruia îi doresc mult succes, mi se pare de bun simț să spun acest lucru, domnului Cristi Pavel, care îl cunosc, am lucrat împreună, a fost unul din directorii cu care am lucrat 4 ani, știu că este un om pregătit bine, știe administrație și este un om corect. Aș vrea ca să facă în așa fel încât să organizeze foarte corect alegerile. Toți cei care sunt funcționari publici să fie funcționari publici. Toți cei care sunt direcții de deconcentrate, funcționari publici, să nu-i vedem în campanie că susțin partide, așa cum au făcut mereu cei de la direcția silvică, de încolonează aproape și îi trimite cu ordine și oamenii au nevoie de cei de la păduri, așa cum și pe la învățământ, așa cum și la direcția de mediu, la direcția de sănătate, la direcția de protecția consumatorului și pot să le enumăr. Deci, cred că noul prefect să aibă în vedere aceste lucruri. Cei care sunt funcționari publici să n-aibă treabă cu politica. Cei care lucrează în primării sunt funcționari publici. Să nu se amestece în alegeri, să nu se folosească primarii de ei. Pentru că vor fi puși chiar ei într-o situație extrem de neplăcută. Noi vedem tot ce se întâmplă în primărie și semnalăm biroul electoral județean sau autorității electorale. Dar nu-i suficient. E vorba de prestigiul lor ca oameni și mai mult de faptul că sunt funcționari publici, trebuie să-și respecte statutul. Cred că prin respectul care noi ne-l acordăm reciproc, cred că poate să fie un lucru bun. Iar dacă acest lucru se întâmplă și cei care ne-au călcat rău de tot 8 ani de zile, sau chiar să mă refer doar la ultimul mandat, ar fi cazul să plece acasă. Mai au și alte lucruri bune de făcut, ar trebui să primească un vot negativ pentru că o merită. Cel puțin vorbesc în județul Medin și nu numai. Eu cred că la Partidul Național Liberal avem o echipă nouă, puternică și este capabilă ca să facă multe lucruri bune pentru județul Mehedinț. Lucruri care și la primăria municipiului se va vedea și la Consiliul Județean prin experiența liderilor de partid ai Partidului Național Liberal și la Vânjul Mare unde eu candidez, unde doresc o administrație PNL. Îmi doresc acest lucru pentru că știu sigur că PSD s-a epuizat, s-a consumat, au ajuns la un grad de saturație, la o stachetă pe care nu o pot depăși. Vă mulțumesc pentru participare, vă urez succes în campanie. Fac un apel așa, strict personal și prietenesc, la echilibru și la rațiune pentru distinșii domni care alcătuiesc Consiliul Local Vânjul Mare, să lase securea războiului deoparte și să revine la sentimente mai bune, pentru că legalitatea, justiția are o singură culoare. Știu dumnealor mai bine decât mine. Aș încheia prin Biblie, să știți și dumneavoastră. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. E prea mult pentru ei dacă spun citatul ăsta, dar poate înțeleg ceva. Eu am zis un apel la echilibru, pentru că așa e bine, așa e normal, așa e frumos într-o comunitate care se dorește democratică. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Vă doresc, repet, succes în campanie, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, de asemenea și radioascultători, vă mulțumesc și domniilor voastre pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Vă dau o nouă întâlnire la Tribuna Societății Civile lunea viitoare, la aceeași oră. Până atunci, cu mine vă întâlniți și în cadrul emisiunilor curente de peste săptămână. Vă mulțumesc pentru atenție încă o dată. La revedere! Cântă-ne cântecul care va putea deveni imn național. E scris, versurile sunt scrise acum 100 și ceva de ani, dar cântecul e foarte valabil, mai ales azi.
se numește Nus Parale. Autorul se numește Vlahuță. Să vedeți cât de bine știa Vlahuță situația României financiare și materiale în genere. Greu la deal și greu la vale, nu-s bucate, nu-s parale, toți sunt lepte. Negustorii n-au afaceri, preoții n-au cununii, moașele n-au pace. Lanurile spărăsite, nici imagi, nici pentru vite, apele au secat. Goi flămânzi copii zbiară, gospodarii au plecat în lume să ceară. Viruna guvernul strigă, iar țăranul mă măligă, nu-s parale, nu-s. Orașe ca n-apus, știți voi ce-i lasate, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s, nu-s parale, nu-s.